Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru marți. Dacă ziua de luni a fost nebună, pentru mine a fost un haos total și o nebunie totală și încă mai e da, uh, ziua de marți, să știți că vine cu liniște, să mai liniște capele. Uh, marți deja cu toții suntem concentrați pe trecut pe familie, să ne, ne întâlnim cu rudele, poate mai rezolvăm chestiuni personale pentru sufletelul nostru. Tot în ziua de marți, să știți că apar soluții, se mai închid lucruri, ne mai vin datorii din trecut, mai plătim, mai primim bani. Suntem prinsi pe tot felul de lucruri, doar că vestea cea mare este că Doamna Venus intră în Capricorn. Da? Nu că a fost rău cu ea în dar cel puțin în luni când a fost și pe grada naretic, din punctul meu de vedere, chiar a, 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 a dat totul peste cap. Cel puțin la mine așa a fost. Uh, acum uh, marți ziceam că Venus intră în Capricorn și asta e de bine, se mai liniștește scapele. Uh, în sensul că Venus acolo în Capricorn, să știți că ne ajută tare mult să ne mai rezolvăm acele probleme, poate birocratice, poate ne ajută să ne organizăm mai bine. Este adevărat că dragostea, da, o să fie mai rece, o să fie mai intensă, o să ne organizăm lucruri, poate împreună cu partenerul, organizăm ceva. Sau în unele cazuri pot fi discuții serioase privind oficializarea relației sau știu eu cei care sunteți în relații oficiale, vedeți că acolo vor fi foarte mari discuții în următoarea perioadă, nu neapărat negative, că e cu rezolvă povestea, dar zic eu că e o săptămână și despre și despre dragoste, da și Venus schimbă zodia, o să avem și luna plină în leu, care și ea vorbește despre dragoste printre altele, da. Așa că zic eu că Venus acolo ne ajută. Da? Chiar dacă noi femeile vom părea ceva mai reci, mai organizate, mai știu eu mai bine puse la punct, eu zic că suntem ajutate. Da? Suntem ajutate pentru că na. până acum poate am stat așa pe chef de, de, de explora, de aventură, dar gata. Da? Acum trecem la treabă. Și ce îmi place mult, repet, e că Venus acolo în Capricorn. Timp de câteva săptămâni, cât o să rămână, o să ne ajute să, mă, să ne mai rezolvăm acele probleme legate de stat, instituții, persoane cu autorități. Deci, toată zona asta, o să vedem că se mai liniștesc capele, șeful e mai liniștit, poate știu eu, primim vești, se deblochează lucruri. Chiar chestiuni, uite, care țineau de bani, da, se pot debloca, dar dacă au fost probleme de ordin birocratic sau de organizare, dacă au fost probleme pe zona aceasta. Da? Acolo se rezolvă, se rezolvă lucrurile și relațiile în general dintre oameni vor fi mai oficiale, mai reci, mai asumate, mai dure poate e posibil să le, să le percepem noi. Nu e cea mai bună perioadă din lume nici pe intuiție, nici pe partea asta spirituală. De asta nici nu prea am mai dat ritualuri de lună, nouă, lună plină. Că nu din punctul meu de vedere, eu așa simt energetic vorbind, acum fiecare cum vrea, când o să simt să reiau reiau, dar momentan nu nu e de făcut, că momentan ni se cere să vedem practic aici și acum despre ce e vorba, ce se întâmplă da și dacă vreți, scrieți-mi și în comentarii cum vă simțiți acolo cu pluton vărsător, că pe mine m-a pus la pământ în weekend și pe mine și pe toată echipa și a fost nevoie să luăm pauză pentru că nu pur și simplu nu mergea da. Uh, a fost o energie foarte puternică. Chiar vă rog să mi scrieți și voi în comentarii cum ați simțit. Uh, și ce vreau vreau în primul rând să vă mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți, bineînțeles, dar vreau să vă mulțumesc uh, în special celor care ați deschis aplicația Cristina Zurba, cei care deja o utilizați, vă mulțumesc în suflet sunteți super, vă mulțumesc pentru steluțele alea de acolo, eu, dacă puteți să-mi dați 5 stele e perfect, da, mă ajută, sunt ca like adică cum e aici, dacă am mai multe like-uri, văd, mă rog, văd mai mulți oameni filmarea, așa și aici, da, algoritmul o să mă recomande, dacă vreți să mă ajutați, e gratuit, nu plătiți nimic, dacă vreți să mă mai ajutați, puteți să recomandați aplicația și prietenilor, pentru că ea este tradusă în 14 limbi, deci eu zic că e destul, da? e destul momentan, o să mai urmeze nu știu când. Așa că vă invit cu drag și vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați lăsat sugestii pentru funcții noi, pentru că lucrez și la asta. Puteți să-mi lăsați dacă vă mai vin idei sau intrați pe aplicație, spuneți ce ați vrea să vedeți în plus, ce îmbunătățiri ați vrea să aibă, că na, e prima variantă da, făcută cu această firmă și vreau să-i mai pun chestii în plus, dar puteți să-mi lăsați acolo da, sugestii. Am citit ceea ce, ce mi-ați scris, mi-am notat și o să țin cont da, să implementez. Chiar unii mi-ați citit gândurile exact ce chestiile respective voiam eu să, să, le fac, da? dar că le-am auzit și de la voi, acum eu, eu, eu o confirmare că sunt idei bune, dar repet, scrieți-mi că eu sunt deschisă. Și au apărut și previziunile pentru uh, luna februarie, în mare parte. Da, le vedeți acolo, sunt doar analizele de tarot. O să urmeze și partea de astrologie separat. Că e o lună februarie în care să știți că se deblochează multe, se întâmplă multe, și atunci e nevoie să, să acționăm. Da. Ce mai vreau să discutăm? Uh, vedeți că sunt filmările pentru săptămâna asta. Vă invit cu drag să le vedeți că. E o săptămână și nebună, dar e o săptămână în care apar și rezolvări surpriză, efectiv surpriză. Da, nu am vorbit, uite, suntem în 23, da, suntem în energia uh, marelui preot, deci poate știu eu etica, morală, principiile, poate asta ne ajută, poate echilibrul dintre spiritual și material devine mai important, pentru că zic eu că e important, da, oricât de mult am spune, e important și asta. Că până la urmă suntem și materie, suntem și spirit și trebuie să le împăcăm, că altfel nu se poate. Hai să vedem ce se întâmplă cu zodiile. Te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent. E foarte important și ascendentul. Dacă ți-l cunoști, ascultă în primul rând de la ascendent. Da? Dacă nu, mergi pe Google, scrii calcul astrogramă natală, calcul ascendent și sunt multe site-uri gratuite unde îți poți calcula automat, doar că trebuie să știi data, ora și locul nașterii, dacă altfel nu, nu se poate, măcar cu aproximație acolo. Hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare dintre noi. Da, nu știu hărțile. Deci a fost o nebunie totală astăzi. Eu acum filmez în seara. Sper să apară filmarea la timp, că mi s-a dat programul peste cap chiar chestiuni legate de străinătate și de bani și de chestii de genul. Chiar, chiar exact ce v-am zis la, la pentru lume. Zodia Berbec. Dragi Berbeci, pentru voi este o zi în care vă concentrați mai mult pe casă, pe familie, pe viața privată. Poate pe acolo mai apar rezolvări, mai apar răspunsuri, mai plătiți o factură, vă mai vin niște bani, mai gătiți ceva bun. și undeva marțiara pot fi niște discuții acolo în casă, în familie, cu cu partenerul, cu o persoană importantă, dar uite că Venus intră în Capricorn și te ajută tare mult de acolo. Venus în Capricorn înseamnă că este o perioadă în care poate relația cu șeful devine mai bună, poate știu eu, reușești să mai rezolvi probleme legate de relațiile importante din viața ta și foarte mulți bărbești dacă așteptați răspunsuri legate de bani sau legate de instituții publice, entități, companii mari, acum e momentul, începând cu ziua de marți, că Venus stă câteva săptămâni acolo, da? Începând cu ziua de marți apar rezolvările și tot pentru berbec aș zice eu că se deschide o perioadă bună pe dragoste, că începeți să vă clarificați lucrurile, iar berbecii singuri, nu știu, dragostea poate să apară pe la muncă, poate să fie o persoană importantă, o femeie de carieră sau o persoană um, um, cu o funcție înaltă. Deci susținere aveți, da? susținere aveți. Hai să vedem, dragi berbeci temperanța pentru voi și cavalerul de monede. O legătură cu zodia săgetător, dar și o zi în care lucrurile se mișcă așa lent cu viteza melcului, se mișcă încet și sigur, dar zic eu că este o zi în care mai apar rezolvări, mai apar de blocări, chiar legate de planul financiar sau legate de un răspuns pe care îl aștepți. 10 de bâte da, este și un moment, așa puțin mai aglomerat pentru berbec, că puteți să aveți mai multe responsabilități, poate aveți mai mult de lucru, dar poate să fie și o zi în care vă mai relaxați. Pentru că, uite, avem 10 de cupe, e ca și cum vii așa obosit acasă, stai cu familia, te relaxezi, te simți bine, dar poate ai ceva important de rezolvat, ai un ideal, ai ceva în minte. Poate unii berbeci sunteți prinși astăzi, atât pe chestii personale cât și profesionale, dar eu văd că totuși reușiți, le rezolvați. Zodia Taur. Traștauri multă comunicare astăzi, multe drumuri pe care le faceți, tot felul de vești care apar, sunteți mai comunicativ decât de obicei și bineînțeles că pot apărea niște vești bune legate de viitorul vostru, legate de un prieten, poate vești bune de pe zona de online. Marți seara pot fi niște ciudățenii acolo, poate apar niște vești de undeva de la distanță din partea unei rude sau din partea unei persoane apropiate ție și încearcă să eviți discuțiile astea în contradictoriu, da? Venus în sfârșit iese de pe casa 8-a, doamne ajută, bine că iese de acolo, se mută pe casa 9 și acolo, uite, timp de o perioadă, câteva săptămâni, Taurul e foarte bine susținut pe relația cu străinătatea. Mai poți, nu știu, îți pot veni bani din străinătate sau uh, poți să-ți rezolvi niște chestiuni importante legate de acte, legate de un proces. Deci apar rezolvări pentru Taur și asta e de bine. Pe de altă parte, dacă ești un taur aflat într-o relație, uite, poți să-ți organizezi o plecare în străinătate cu partenerul. Nu zic că pleci mâine, poate pleci vara asta sau la toamnă, la anul, dar măcar o organizare acolo se vede. Și pe de altă parte, dacă ești taur și, ai, și, și ești singur, vezi că dragostea poate să apară pe undeva pe la distanță, da? nu știu, te duci să rezolvi ceva cu niște acte pentru o plecare și când colo apare dragostea sau poate să fie cineva de la distanță. Oricum ar fi pentru Taur poziția lui Venus acolo e foarte bună, adică vă ajută foarte mult și cu siguranță o să vă simțiți mai organizați, mai aerisiți la minte, deci se mai rezolvă din lucruri. Bun. Să știți că Venus ne ajută tare mult acolo, pentru că săptămâna asta vor fi niște pătraturi de la planetele din Capricorn spre nodurile lunare. Deci aveți ajutor. Da, e ajutor care vine. Ia să vedem, dragi da, ce faceți voi. Poate vreți să faceți cursuri, să învățați mai multe lucruri despre dragoste, despre viață. Îndrăgostiții, valetul de spade, o legătură cu zodia gemeni, dar și o decizie importantă pe care o ei. Taurul este foarte curios astăzi, poate ești curios în legătură cu dragostea, poate cineva vrea să te cunoască mai bine. Marele preot, ia uite, cartea ta. Deci este o zi în care tu vei apela la principii, etică și morală. Pot veni niște rezolvări legate de niște acte, legate de un contract, pot fi niște rezolvări legate de o căsnicie pentru unii tauri. Iar ultima carte, moarte, au o legătură cu un scorpion. Deci este o zi în care Taurul reușește și finalizează ceva, te eliberezi dintr-o poveste, lași ceva greu în urma ta. Printr-o veste care apare, printr-un drum pe care îl faci, printr-o discuție, prin implicarea ta, printr-un prieten, deci ajutor ai, slavă cerului din toate direcțiile. Și zic eu că e un moment bun, da? E o situație în privința cărei te-ai stresat și, și văd că aici se finalizează ceva și primești cumva niște bani, da, primești cumva niște bani Sau poate și eu se finalizează o perioadă de cheltuieli, da, poate a fost și asta Zodia gemeni Dragi gemeni, hai că vin cu vești bune, da, în primul rând e o zi bună pe bani pentru gemeni O zi în care vă valorificați mai mult, o zi în care aveți niște lucruri importante de rezolvat Primiți vești și vedeți voi că se mai rezolvă niște chestiuni legate de un răspuns pe care îl așteptați de mult timp, legat de o colaborare, legat de un parteneriat, legat de uh, un fost uh, partener de viață. Poate sunt chestiuni importante care n-au funcționat la momentul respectiv și abia acum încep să apară rezolvările ușor- ușor. Uh, pentru tine undeva marți seara, da? somnul e sfânt sau cel puțin odihna da? pentru că vei fi puțin provocată adică axa aceasta a valorilor se activează și unii gemeni posibil, nu știu, să fiți mai reactivi decât de obicei, da? să fim, că și eu am ascendent pe gemeni, Venus intră pe casa 8, intră în Capricorn. Eu zic că te ajută foarte mult Venus acolo. În primul rând îți mai reduce din cheltuieli. Poate vrei să cheltui mai mult pentru frumusețea ta, pentru confortul tău, pentru plăcerea ta. Iar pentru unii gemeni, fiți atenți, deci dacă așteptați o datorie de la cineva, nu știu, ei da niște bani unei persoane cu un sau, nu știu, ei da niște bani cuiva, Acum sunt șanse să-ți vină înapoi, dar nu neapărat în ziua de marți, da? deși poți să încerci că sunt șanse marți, dar în general, în următoarele câteva săptămâni, gemenii au ocazia să rezolve ceva de genul acesta. Venus acolo te ajută să-ți rezolvi și chestiuni legate de bănci, legate de uh, partaje, legate de moșteniri, toată zona aceasta și tot Venus acolo, știi cum, uite, poate aduce niște bani printr-o colaborare, prin, prin partenerul de viață sau partenerul de viață face bani. Dragostea pentru gemeni, păi, dragostea pentru voi, dragi gemeni, în următoarea perioadă e cu miză mare, e cu totul sau nimic. Gemenii sunt puși pe curățenie în perioada asta și tare bine faceți. Tot înainte, începeți cu părerea mea, începeți cu părțile din casă, pentru că lirit pe acolo cu siguranță vă mai scoate câte ceva la suprafață. Și puteți să ziceți și voi că așa cum se curăță casa, așa mi se curăță și viața și da, fiți deschiși. Cu siguranță foarte mulți gemeni treceți printr-o perioadă acum poate aglomerată, poate mai sunteți provocați, dar zic eu acolo că Venus ajută. Iar dacă ești un geam în singur, uite, nu știu, apare dragostea printr-o colaborare, apare dragostea pe la bancă, pe undeva, prin zona banilor și dacă e să apară cineva, vezi că poate să fie o persoană care stă foarte bine din punct de vedere financiar, deci tot înainte. Da? Sau o persoană care îi place așa să trăiască la plus infinit. Uf, 5 de monede, regina de cupe, regina de bâte. Uite, e o discuție aici. Da? Cineva vrea să plece, cineva abandonează. Mai văd o legătură cu o zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. Nu știu două femei și o problemă, nu știu, ori problemă de sănătate comună, ori este o zi în care. Nu prea intri în contact cu mulți oameni, regina de cupe, o legătură cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești, iar ultima carte, cavalerul de cupe, deci o invitație pe care o primești de la cineva, poate este o invitație de dragoste sau poate tu adresezi o invitație cuiva. Zodia Rac. Hai, dragi urași, că vă reveniți și voi în sfârșit. O zi în care aveți multă intuiție, sunteți mai sensibili decât de obicei, vă concentrați și pe viața privată, vin și vești bune din partea rudelor sau rezolvări personale, poate rezolvări importante pentru sufletelul vostru. Aveți acolo prieteni din ziua de marți care vă ajută, care vă sunt alături, doar că în marți seara trebuie să fiți atenți acolo prin tensiunile care apar în, în relațiile cu ceilalți. da, În relațiile cu ceilalți, în, în relația cu rudele, poate știu eu și pe drumuri, dar uh, venus intră în capricorn. Și asta înseamnă că relațiile tale în sfârșit se mai îndulcesc, vorba vine. Ideea este că racii care vă aflați într-o relație, o să vedeți o îmbunătățire începând cu ziua de marți, timp de câteva săptămâni. Tot racii aflați într-o relație, vedeți că acum poate să apară un moment așa mai mai decisiv, da? în care clarificați povestea și spuneți Bun, păi da, ori rămânem împreună, ori nu mai rămânem Racii singuri, vedeți că dragostea e prin jurul vostru, important este să întindeți mâna, da? important este să fiți deschiși, să socializați, să intrați în contact cu mulți oameni Asta este foarte important și uh, cu siguranță se deschide o perioadă în care și banii pot veni prin intermediul celorlalți, da, asta cu siguranță. Hai să vedem dragi dragi. Contracte, asocieri, parteneriate, clienți și deci toată zona asta e benefică pentru rac, se îmbunătățește treaba, chiar și zona actelor, dar dar. Uh, uite, nu știu dacă ești un rac singur, vezi că nu știu, poate să apară așa o simpatie cu un client. Acum eu nu mă bag, dar fiecare știe uh, limitele și regulile, da? Putere. Mm, o zi puternică pentru tine, chiar poate simbolică pentru acest an, deci vezi ce se întâmplă. Faietonul. E ca și cum în sfârșit racul trece în energia lui 2024, în ziua de marți. Uh, Poți să ai o legătură aici cu zodia leu, dar pot fi și niște lucruri ciudate legate de o călătorie da? sau legate de o mașină, nu știu. Apoi, 8 de cupe, nu știu, te muți, abandonezi ceva, poate ți-ai programat ceva și renunți sau lași deoparte și zici, lasă că fac mâine. Alții raci, ca și cum spuneți, voi gata, da, eu nu mai vreau tensiunea asta, eu nu mai vreau chestia asta, eu închid și îmi văd de viața mea. Ultima carte șapte de cupe, uite, multe oportunități pe care le ai astăzi, dar zic eu că este și o zi în care ți se cere să te concentrezi puțin și pe partea practică a lucrurilor, să lași puțin partea spirituală, partea teoretică deoparte, da? Unii poate vă faceți niște iluzii, da? E ca și cum spuneți, gata, renunț la șeful ăsta, mă duc la altul. Mm, nu e cea mai bună decizie din lume, din ce văd aici. Poate o analiză mai atentă a detaliilor te-ar ajuta foarte mult în această zi. Zodia Leu. Dragi lei, din ce știu eu, în ultima vreme sunteți destul de mult tensionați da? cu toate lucrurile care se petrec. Acum, este o zi în care odihna e sfântă pentru leu și poate ar fi bine să te relaxezi, să dormi, să stai mai liniștit, să-ți asculți foarte mult intuiția. Cu siguranță leul o să simtă așa un moment să dea puțin un pas în spate, poate să accepte că ceva nu merge, poate să accepte că ceva s-a închis. Dar este și o zi în care eu personal ți-aș recomanda să nu încerci să controlezi absolut nimic, absolut nimic, să stai așa, să mai lași lucrurile să se întâmple de la sine. Așa e frumos câteodată niște vești care apar uh, legate de zona juridică sau legate de un șef, legate de o companie, o situație importantă. Și undeva spre seară, atenție puțin pe sănătate, pe drumuri, uh, pe cheltuieli, însă uite venus intră pe casa a șasea și leii care ați avut fie probleme de sănătate, fie au fost tensiuni la muncă, nu v-ați găsit muncă, nu ați găsit activități, nu v-ați simțit bine. Gata, se rezolvă problema. Nu neaparat de, mă rog, în ziua de marți, dar începând cu ziua de marți, da, câteva săptămâni bune. Deci, leii care vă căutați un loc de muncă, trebuie să mergeți, da, să căutați, depuneți CV-uri, întrebați, pentru că șanse sunt, dar trebuie să faceți și voi ceva în acest sens. Iar uh, leii care aveți probleme de sănătate sau nu vă simțiați bine în ultima vreme, gata, se rezolvă. Nu așa peste noapte, poate găsiți un tratament, găsiți un diagnostic, găsiți acolo soluția potrivită. Iar dacă au fost tensiuni pe la muncă, la fel ele se mai liniștesc. Dacă ești Leu aflat într o relație, vezi că relația cu partenera se poate îmbunătăți sau se poate închega, mai bine, prin niște activități poate banale pe care le faceți așa de rutină zilnică sau sau pentru alți lei poate să fie vorba despre faptul că vă organizați ceva împreună, da? vă organizați, plecați undeva să faceți ceva. Lei singur, dragostea poate să apară pe la muncă, dar e treaba voastră ce faceți, nu mă bag, iar alți lei poate vă găsiți vreun talent, vreo pasiune da? și vă organizați cum să o puneți prin practică, cum să acționați. Hai să vedem, dragi lei, mesaje. Îți vin bani prin muncă, prin asumare. 3 de monede, 3 de băte. Uite, lucrezi aici într-un grup mai mic de oameni, poate studiezi o situație, faci niște drumuri scurte astăzi, dar este și o zi în care apar de blocări. Apoi avem cavalerul de monede. Se pare că aici faci un drum pentru a rezolva o chestiune financiară sau poate vine cineva către tine cu o ofertă, cu un cadou, cu o veste. Poate să fie vorba și despre faptul că poți să cunoști o persoană care să te ajute. Unii e ca și cum vă sfătuiți aici cu cineva, vă faceți planul și apoi dați mesajul sau transmiteți invitația. Ultima carte, 5 de băte, o oarecare agitație care apare, dragi dar poate să fie și o zi în care e bine să iei totul așa ca pe o joacă, că până la urmă viața poate să fie și un joc, da, uneori. E ca și cum cineva vine aici să aducă bani, cineva vine să ofere ceva ca să stingă revolta, ca să stingă. Tensiunea ca să stingă conflictul. și eu ce aveți voi aici. Uh, și cărțile zic așa. Adică, dragi unde nu funcționează în ziua de marți, nu insistați. Că e sfânt pentru voi. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi, uh, eu o zi în care viitorul e al vostru. Vă faceți planuri, ieșiți cu prietenii, stați mult pe zona de online. Puteți să rezolvați niște chestiuni importante legate de uh, un partener, puteți să cunoașteți pe cineva, niște discuții acolo puternice legate de viitorul unei relații, poate e un prieten care vă ajută, vă ghidează, dar zic eu că poate să fie și un moment pentru fecioară în care pot veni niște vești bune legate de străinătate sau legate de o mutare, legate de un drum, poate pui de un drum, nu știu. Nu neapărat că pleci marți, poate îți pui în minte sau găsești oferta sau stabilești cu cineva, mergi, îți plătești avansul, știu eu, fiecare cum, cum consideră și uh, undeva marți se arată. Aș ruga să fii puțin atent în eventualele tensiuni care apar în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită, uh, mai multă atenție n-ar strica și poate e bine să, să nu iei lucrurile la modul personal, da? Venus se mută în Capricorn veste bună pentru tine, că n-a fost într-o poziție tocmai favorabilă și Venus acolo, intrând în Capricorn, în primul rând îți îmbunătățește relația cu partenerul asta, cei care sunteți într-o relație, da, relația cu un copil la fel se îmbunătățește, vă organizați tot felul de momente în care îți vă simțiți bine împreună, în care îți vă vedeți, poate știu eu unii dintre voi dați și niște bani așa pe niște plăceri nevinovate, alții poate sunteți într-o perioadă în care vă apucați și începeți să vă valorificați mai mult, poate talentele, poate unii vă găsiți niște abilități pe care le aveți și pe care le puteți utiliza într-un mod plăcut. Vă pot ieși și bani, vă pot ieși tot felul de chestiuni. Iar pentru fecioarele singure crește pofta de dragoste și aici sunteți susținut să cunoașteți. Da? Chiar puteți săptămâna asta, doar că o persoană așa mai diferită de voi, mai liniștită, dar repet, este important să căutați. Și ce este important pentru fecioară în perioada asta, fără supărare, dacă vă căutați pe cineva, lăsați fruturii din stomac, că nu știu cât de mult o să-i găsiți în perioada asta, ci mai degrabă puteți să găsiți așa ceva rațional, ceva rece, așezat, sobru, ceva care e serios până la urmă. Da? Da, fluturii ăștia mai vin și pe parcurs. Părerea mea, da. Dar eu zic că este o perioadă bună pentru fecioară, da? pentru că, repet, săptămâna asta vor fi tensiuni de la planetele alea din Capricorn și pentru toate zodiile vor fi, dar bine că măcar a intrat Venus ca să mai liniștească apele. Să mai liniștească apele. Hai să vedem, dragi fecioare, ce trebuie să știți voi. Nu știu, poate vă organizați, nu știu, cei singuri, poate vă organizați o, o la fel, o plecare, o relocare, o mutare, nu știu ce faceți. 5 de cupe, 8 de cupe. Mar regret, da? Nu știu, te uiți aici spre ceva, spre ceva ce s-a întâmplat, spre ceva ce nu ți-a plăcut. Și 8 de cupe înseamnă că vrei să dai uitări. Spui gata, lasă în urmă acest. Aceste borcane sparte aici și hai să mergem mai departe sau unii puteți vă gândiți chiar la o la un moment de separare sau un moment în care uh, renunțați la anumite activități pe care vi le-ați programat nouă de spade. vă faceți multe gânduri în această zi, dacă discutăm de viitor, lăsați-l că oricum la ce aspecte se vor produce și în primăvara asta, eu sincer mi-am dus planurile de viitor, am zis că băile am în minte mai departe, Dumnezeu cu mila. Da, mai ales în luna februarie, dar o să vedeți niște schimbări, așa că lăsați stresul ăsta deoparte. Ultima carte, doi de monede. Primești bani dintr-o parte, îi dai în altă parte, ești prins între niște bani, ești prins între două activități diferite, doi oameni diferiți, două case, știu eu, două persoane. Unii parcă luați dintr-o parte, puneți în cealaltă. azi, nu știu, poate vă duceți la cumpărături, da? Și vă luați ceva drăguț pentru voi. Zodia balanță. Dragi balanțe, în primul rând este o zi în care voi ieșiți în evidență, sunteți bine susținuți și indiferent pe unde bântuiți astăzi, o să ieșiți în evidență și o să fie bine. Voi sunteți preocupați în ziua de marți de chestiuni importante, da? Poate aveți responsabilități, poate vă cheamă șeful la el, poate mergeți să rezolvați ceva legat de o instituție, poate aveți niște acte pentru casă. Ideea este că este o zi în care balanța reușește să rezolve foarte multe lucruri, doar că rezolvările astea fie vin cu niște cheltuieli. Adică te duci să plătești un impozit, te duci să plătești nu știu ce chestie și normal, ai rezolvat problema, dar ai dat banul. Alții poate, știu eu, găsiți niște metode așa să investiți în ceva astăzi, nu zic nici să o faceți, nici să nu o faceți, dar poate să fie și o zi în care apar rezolvări de prin trecut, mai ales dacă au fost probleme la muncă sau probleme de sănătate. Undeva seara nu zic să fugiți de acasă, dar fie trebuie să fiți atenți aici că pot apărea tensiuni în relația cu rudele, niște discuții acolo ciudate, niște discuții care se reiau sau știu eu, alții trebuie să fiți atenți dacă ieșiți și conduceți undeva marți seara pe relația cu um, autoritățile. Da? Adică, luați și respectați regulile alea, legile, că e mult mai sfânt așa. Undeva, tot marți, Venus, guvernatoarea voastră, intră în Capricorn și nu, nu e cea mai bună poziție din lume pentru balanță, dar măcar mai liniștește apele. Deci, măcar bine că e Venus acolo că undeva spre weekend iar mai bubuie încă o dată tot pe partea asta personală. Venus acolo în Capricorn ce înseamnă pentru tine? Păi în primul rând dacă ești într-o relație o să vrei să stai mai mult cu partenerul undeva în casă, nu o să aveți chef de ieșit în oraș, o să stați așa voi cu voi, vă mai organizați acolo niște lucruri, ce mai schimbăm prin casă, ce mai reparăm, în ce ordine, când ne mutăm, când ne când ne separăm. Vedeți că balanțele care vă știți prin situații tensionate, vedeți că Venus o să facă și cuadratură la noduri, adică nu stă doar liniștită acolo și o să facă și cuadraturi cu marcajul tău în balanță. Deci aici pot apărea și mici mari tensiuni în relația cu partenerul de viață. Da. Um. Pe de altă parte, pentru balanță, Venus acolo poate să aducă mai multă liniște. Da? Unii poate vreți să vă înfrumusețați casa, alții vreți să vă reorganizați puțin lucrurile, spuneți băi m-am săturat că nu mai găsesc nimic în casa asta și vă reorganizați acolo frumos condimentele, parfuriile și ce mai aveți în general. Da, vorbind. Alții mai ales balanțele singure, vedeți că trecutul bate la ușă. O iubire din trecut bate la ușă. Acum e treaba voastră dacă îi deschideți sau nu. Poate să fie și periculos, dar și vindecător în același timp. Aici e treaba voastră. Ideea este că tot Venus acolo, vedeți că vă poate ajuta să vă vindecați niște lucruri din trecut, da? Vă treziți iar puși prin niște situații în care ați mai fost. Unii poate vreți să vă cumpărați o casă, să investiți într-o casă sau să investiți în ceva important, în familia voastră. Hai să vedem, dragi balanțe. Ia uite, soarele. 8 de spade și soarele. Da, e, e. Unii e ca și cum nu vă vine să credeți. Nu știu, decizia, care s-a luat. Unii parcă aveți aici niște responsabilități, parcă e un blocaj aici legat de o relație oficială, parcă ești blocat cu cineva într-o relație undeva anume. Unii poate aveți legătură cu cartea asta cu zona justiției în ziua de, luni, de, de marți. Da? 6 de bâte, ia uite, o victorie, o rezolvare, adică ceva se clarifică, ceva începe să arate altfel, oficial ceva se rezolvă. Ultima carte, nouă de bâte, îți e puțină teamă aici sau ești într-o așteptare, unii e ca și cum poate vă simțiți puțin mai obosiți în ziua de marți și poate ar fi bine să lăsați și voi lucrurile deoparte. Da? Parcă e complicat aici că unii e ca și cum spuneți băi bun, dar trebuie să aleg aici între minte și inimă, între stânga și dreapta, da, e complicat, dar uh, poate e bine să vă ascultați intuiția, da, și poate e bine să faceți un compromis totuși sau să încercați să rezolvați cumva lucrurile. Zodia scorpion. Dragi scorpioni, o zi în care sunteți cu gândul prin depărtări, o zi în care aveți foarte multă intuiție, bineînțeles. Poate discutați mai mult despre călătorii îndepărtate, acte. Aveți o intuiție extraordinar de bună, și văd eu că apar niște rezolvări în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită, rezolvări care țin de acte, care țin de afaceri, de colaborări. Aveți o creativitate foarte mare, iarăși, dar undeva spre seară v-aș recomanda o mai mare atenție pe condus sau pe drumuri, în sensul că e bine să respectați regulile alea de circulație da? sau să evitați tensiunile în relația cu rudele sau în relația cu vecinii, toată zona asta. Acum, Venus intră în Capricorn. E o poziție bună pentru tine, te ajută. Venus în Capricorn. Dacă ești într-o relație, uite, îți poate îmbunătăți comunicarea cu partenerul, da? E foarte important acest aspect. Începeți să aveți discuții serioase, importante, oficiale, poate aveți chestiuni importante de rezolvat împreună, legate de acte, legate de rude, legate de muncă, știu eu, fiecare cu ce poate. Și pentru tot scorpionii aflați într-o relație, puteți să faceți niște drumuri scurte împreună cu partenerul care să unească relația. Fie până la rude, fie așa o plimbare prin parc, dar uh, Pentru alții, mai ales scorpionii singuri, vedeți că dragostea e pe lângă casă, da. Știu dacă vă cheamă niște rude undeva, chiar dacă nu suportați pe ăia, mergeți că nu se știe ce apare pe acolo, da, ori pe acolo, ori în drum spre persoanele respective. Dar aici mă refer prieteni apropiați, familie, da, adică rude, pot fi și vecini, nu știu, te invită o vecină la un ceai și e electricianul acolo, îi repară ceva și te cunoști cu om. Acum râdem, glumim, dar serios că dragostea pentru scorpion e pe lângă casă și vezi că dragostea mai ține și de modul de a comunica da, în perioada asta. Iar scorpionii care vreți să vă clarificați chestiuni legate de poveștile în care sunteți, poveștile de iubire, relațiile de cuplu, Uh, mai ales a, acelea care sunt disfuncționale. Acum e momentul vostru tot înainte lumea ea voastră și mai mult decât atât, uh, este o perioadă bună, zic eu pentru scorpion pe negocieri aici ai tu un fler aparte ai tu un mod special de a comunica de a pune problema de a convinge omul ia uite, cartea ta a ieșit prima arcana majoră moartea patru de cupe. Unii scorpioni ca și cum spuneți. Nu pot să o zic acum că sună urât, Pă, nu mai vreau, dar las-o așa până aici a mers și uh, e ca și cum vreți să puneți punct la ceva, să vreți să faceți o schimbare. E o nedreptate aici legată de o persoană mai tânără legată de un copil legată de imaturitatea unei persoane. Da, acum. Șase de monede primești niște bani, dai niște bani astăzi sau reușești să negociezi ceva. Niște discuții care pot avea legătură, uite, cu o împărțire, trebuie să împarți ceva, niște bunuri sau uh, Poate vrei să ajuți o persoană, unii parcă împărțiți sarcini aici Asul de monede, uite, o șansă frumoasă care apare pentru tine, un cadou pe care poți să-l primești, o veste foarte bună care apare Bani care apar Bani de la drum sau un nou loc în care mergi. Zodia Săgetător. Dragi Săgetători, pentru voi să știți că este o zi așa în care aveți multă intuiție. Asta e partea bună. Pe de altă parte, puteți să fiți puțin provocați da, prin ziua de marți, nu știu, mai ușor reacționați. Poate sunteți într-o zi în care aveți cheltuieli sau vreți să eliminați ceva din viața voastră. Dar este o zi în care uite trecutul bate la ușă, puțină odihnă nu ar strica dragi săgetători, pentru că nu aveți voi cea mai bună energie din lume. Pot apărea vești din partea familiei vești de la muncă, tot felul de activități de făcut și e ca și cum nu mai știți pe unde să vă împărțiți undeva marți seara încercați să evitați discuțiile în contradictoriu legate de bani sau legate de partea aceasta de sănătate și. Poate trebuie să fiți puțin atenți și pe partea de alimentație, să beți mai multe lichide. Asta chiar vi s-ar recomanda. Venus intră în Capricorn. E, se mai rezolvă începând cu ziua de marți, timp de câteva săptămâni, problemele alea financiare. Tot pentru săgetător, vezi că este o perioadă în care o să vrei să investești mai mult în tine, în partenerul tău, cei care sunteți într-o relație, o să fiți mai mult uniți de bani, de valori comune, vă... Programați acolo niște lucruri, aveți poate activități banale de făcut, poate vreți să uh, rezolvați ceva important pentru alți săgetători, iar pentru cei singuri, cu siguranță sunteți într-o perioadă în care vă crește încrederea în voi, uh, atrageți lucruri benefice, începeți să vă valorificați mai mult și asta poate să ducă la o atracție mai mare a partenerului, Da. trebuie să faceți și voi ceva, Da nodul nord acolo vă ajută slavă cerului, dar trebuie să faceți și voi ceva. Unii săgetători poate începe să investiți mai mult în plăcerile voastre, vă cumpărați și voi acolo ce vă place. Nu știu dacă ești un săgetător singur. Uite, poți să cunoști o persoană, nu știu, prin undeva prin zona banilor, da? poate pe la muncă, nu știu. Da, uite, pe la muncă sunt șanse. Nu mai la șef să fii atent sau la o persoană mai um, la un nivel așa mai înalt, da? V-am zis, e treaba voastră ce faceți, că aici poate să fie și cu bune și cu rele, cum sunt toate pe planeta asta, că nimic nu e bun sau rău, totul are și partea bună și partea rea. Cam așa e și la voi, deci depinde ce faceți. 6 de bâte spânzuratul. 6 de cupe. O bucurie legată de un copil, o bucurie legată de un suflet pereche, este și o zi în care săgetătorul se simte apreciat, se simte bine, poate aștepți o veste de mult timp și ea vine. Spânzuratul, o legătură cu Zodia Pești, dar și un moment în care încep să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Poate este și un moment de oarecare blocaj aici, iar ultima carte e valetul de cupe, deci o invitație la liniște, o invitație la pace. Uh, unii săgetători, e ca și cum sunteți blocați undeva, dar poate să apară și un cuvânt frumos, poate să apară și un moment romantic sau un moment impresionant, nu știu, un, un moment sensibil, poate să fie și așa ceva. Primești o invitație, primești niște vești, primești niște rezolvări. Zodia Capricorn. Dragi capricorni, astăzi e despre relații pentru voi. Toată lumea vrea câte ceva de la voi e și în evidență și totul e, e interesant. E, vedeți voi că este o zi în care rezolvați niște chestiuni, poate legate de uh, acte, poate legate de niște chestiuni importante. Capricornul comunica astăzi, dar cu integritate, da, adică știți foarte bine ce vreți și, de asemenea, niște vești care pot apărea astăzi din partea unui copil sau din partea persoanei iubite. Se pot discuta și niște chestiuni foarte serioase privind o colaborare sau privind. Un talent pe care vrei tu să-l pui în practică, da, parcă îți faci acolo uh, niște planuri uh, undeva spre seară, evită discuțiile în contradictoriu cu ceilalți că o să fie șanse și pentru că e posibil să dai peste persoane din astea mai sensibile care n-au un scop anume și tu să vii repede să încerci să-i organizezi e câteodată n-ai cu cine, dar pe de altă parte Venus, uite, intră în zodia ta și dragi capricorni, începând cu ziua de marți, timp de câteva săptămâni bune, o să străluciți de-a dreptul și o să atrageți oameni în jurul vostru. Doamnele și domnișoarele, o să vă înfrumusețați, o să vă organizați garderoba, nu știu, rochiile, tot ce purtați voi acolo. O perioadă în care Capricornul strălucește, da, norocul e în zodia ta, Venus e și planeta norocului, e micul noroc, dar e, da, adică totuși e acolo, e la tine. Cu siguranță, dacă ești într-o încăpere, tu ești persoana care vei străluci mai tare și nu-i neglijăm nici pe domni, pentru că și voi o să o să străluciți, da și voi o să străluciți și voi o să vreți iubire, apreciere și cu siguranță o veți o veți primi. Da, la domni nu știu, nu mă pricep, vă schimbați, nu știu, costumele, le rearanjați, le cumpărați altele, nu știu, nu mă pricep la partea asta, deci mă înțelegi, la ce mă refer, că vă. Vă înfrumusețați, investiți mai mult în asta, în plăcerea voastră, în lucrurile voastre. Deci, dragostea ține de voi, dragi Capricorn, în următoarea perioadă. E peste tot dragostea pentru Capricorn, dar e în primul rând în tine, da? Și totul depinde de tine în următoarea perioadă. Și nici mie nu-mi place să mi se zică așa, dar asta este. Alții nu știu, bucurați-vă de strălucire, bucurați-vă de frumusețe, de pace, de liniște. Oricum, este o săptămână puțin agitată pentru toată lumea, dar măcar bine că e Venus acolo să mai clarifice puțin uh, situațiile. Hai să vedem, dragi capricorn, ce faceți voi! Îmi cer scuze! Bun. Păi avem aici îndrăgostiții, da? îndrăgostiții, cinci de monede, o legătură cu zodia gemeni. Este o zi în care aveți luat o hotărâre aici. Da? Unii e ca și cum spuneți, băi gata, lasă abandonul în spate, las starea asta de singurătate, am stat eu cu mine sau poate a fost o perioadă în care răsfățul, plăcerea a constat în asta mai izolat. Deci nu vine să cred cât de bine se leagă lucrurile, da? Tarotul și astrologia, nu știu, pentru mine eu n-aș putea să trăiesc fără asta vreodată, Aie cam așa și la tine, e ca și cum zici bă gata, da, uite, ies din anonimat, cum s-ar spune. Știu că este o presiune mare pe capricorn în perioada asta, în sensul că toată energia asta e pe la voi și toată lumea vrea câte ceva de la voi, dar e OK, dragi Capricorn, e OK, dar hai că mai e puțin, că ușor, ușor se mută planetele alea prin vărsători și scăpați și după aia ne bazăm pe vărsători, da. Cavalerul de cupe. E de dragoste. Nu știu, îți vine cineva către tine, te duci tu undeva. Apare o ofertă de dragoste. Valetul de băte și e și cu pasiune. Ultima carte, steaua, o legătură cu un vărsător. Apare acea lumină de la capătul tunelului. Apare o veste bună pentru capricorn. Vești pe neașteptate. Foarte interesant. Dar zic eu că tu, uite, astăzi ai șanse să cunoști oameni noi și sunt oameni frumoși, să știi, sunt oameni valoroși, sunt oameni de încredere care chiar te pot ajuta. Zodia vărsător. Dragi vărsători, este o zi în care aveți mult de muncă sau o zi în care sunteți așa prinși pe rutina asta zilnică. Da? Mâncare, curățenie, poate nu se întâmplă nimic în mod special, unii sunteți prinsi și pe sănătate, poate vă vin niște bani, da, poate pentru unii vărsători aveți niște investiții acolo în casă, în sensul că ce investiți. nu știu, vrei să schimbi cu? vrei să schimbi nu știu ce lucru, îți cumperi mâncare, plătești o factură, deci pot fi chestii banale din viața voastră. Și undeva marți seara v-aș ruga să evitați puțin tensiunile care pot apărea. Da? Marți seara încercați să vă odihniți mai devreme pentru că v -ar ajuta foarte mult. Venus se mută în Capricorn și stă acolo câteva săptămâni. E de bine, da? În sensul că măcar mai potolește apele acolo, măcar îți oferă protecție pe cuadraturile care vor fi. Uh. Venus acolo uite pentru vărsători aflați într-o relație, o să simțiți nevoia să stați mai retrași cu partenerul, dar fie relația se răcește, dar asta nu înseamnă că vă despărțiți, dar sunt momente în care vei stai singur, pur și simplu, tu cu tine, atât, nimic mai mult. Pentru alți vărsători, vedeți că este o perioadă acolo cu Venus în Capricorn în care... Um, Puteți să vreți împreună cu partenerul să stați cumva mai retrași, da, să mergeți în locuri din astea mai izolate sau să stați doar voi doi. Pentru vărsătorii singuri, vedeți că, nu știu, poate să apară vreo iubire din trecut sau vreo iubire de la distanță, da? Acum, na, voi știți ce faceți cu trecutul și cu distanța, că e dificilă treaba cu relații la distanță și cu relațiile din trecut Sau, mă rog, era înainte, că acum cu tehnologia asta, cred că mai e dar pentru alți vărsători, uite, poate să fie o perioadă în care venus acolo aduce vindecare. Deci dacă aveai o problemă de suflet, de sănătate, te simți ai obosit, venus vine și aduce îmbunătățire. Asta nu înseamnă că peste noapte se rezolvă totul, dar cumva găsești persoana care să te ajute, găsești pastilele necesare, găsești medicul necesar, găsești tot ce trebuie acolo și partea bună, dragi vărsători, e că sunteți protejați ca și cum aveți acolo un. Înger păzitor, oricum îl aveți, doar că acum se manifestă mai mult. Da, mie așa îmi place să-i spun că venus, când e pe a 12, îi zic. Înger păzitor când e jupiter zic că iar hankel, da, a așa, așa zic eu. Bun pe de altă parte. Se deschide o perioadă pentru vârsător foarte bună de a vindeca niște traume vechi. Da vechi. Deci cam așa, cam așa în mare parte. Și poate e o perioadă în care vărsătorul e mai discret așa cu banii lui, poate știu eu, ți-ai dat seama că trebuie să ții niște lucruri pentru tine. Poate zic și eu, e momentul. Hai să vedem, dragi vărsători, ce faceți voi. Uite, s-a întors o carte, Regele de Bâte. Regele de Bâte, nouă de Bâte. Oarecare teamă, oboseală. Văd o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Fie ți-e teamă să acționezi, fie universator, vă simțiți mai obosiți, da? Apoi, cinci de cupe, e, e, e un moment aici în care nu știu, parcă regreți după ceva sau Poate e o persoană în jurul tău care tot se uită spre trecutul ăla, încă n-a învățat lecția, a rămas blocat acolo Poate are nevoie de ajutorul tău, că tu în perioada asta oricum ieși cu cândul așa la viitor Uh, Râdem, glumim, dar e cineva aici căruia e ca și cum i s-au necat corăbile și care a obosit și care e puțin supărat. Apoi avem șapte de monede. Senzația asta de așteptare e foarte puternică pentru vărsător în ziua de marți. Șapte de monede poate să însemne și un moment în care te concentrezi pe bani sau aștepți niște bani. Îți pare rău pentru cineva? Eu nu simt că e energia ta, să știi. Eu simt că, nu, de acum, dacă se mută planete în zodia ta, da, să știi că toată lumea o să te ia de odihnit. <gânt> să știi, da? Acum, tu, tu și Capricornul, da? Dacă avem ceva, pac, la voi veni. Mai degrabă zic eu că e o stare așa de oboseală și că vărsătorul chiar ar, chiar ar avea nevoie de odihnă undeva marți seara, pentru că e bună. Da? Chiar e bună și te ajută. Zodia pești. Dragi pești, pentru voi e o zi de dragoste, e o zi cu dragoste, cu pasiune, vreți să vă relaxați, să vă simțiți bine, nici nu știu dacă aveți chef de muncă, dar asta este o zi în care uite, poți să primești tot felul de vești bune, poți să ai creativitate foarte mare, poți să îți rezolvi niște chestiuni importante legate de studii, legate de examene, poți să înveți mai bine, ai mai multă creativitate, îți vin niște vești bune legate de acte, legate de un proces, poate un proces al unei rude sau poate vin niște vești de la o rudă care e plecat în străinătate, sau o rudă care călătorește, o rudă care studiază la nivel înalt, da. Uh, undeva, marți seara, na, tensiunea e și pentru tine, pentru toată lumea, că n-am cum să nu o zic, că dacă vă zic numai chestiile pozitive, nu știu cu ce vă ajută și vă treziți după că vecinul a luat o razna și țipă la voi, și să spuneți, aoleo, dar de unde că asta mi-a spus că o să fie doar de bine." E da, acolo trebuie să evitați undeva marți seara Tensiunile care vin prin discuții, cumva online cu persoana iubită, cu un copil, cu partenerul vostru Pot fi chestiuni dragi pești legate și de viitorul relației, adică discutați băi, ne mutăm împreună sau nu ne mutăm sau mergem acolo sau nu mai mergem da dacă vrei și dacă ești mă întreb pe mine, marțeara nu este un moment bun să ieși la vreo întâlnire de dragoste și nu e niciun moment bun să începi o conversație cu cineva. Da? Din punctul meu de vedere, Venus este adevărat, intră în Capricorn și timp de câteva săptămâni bune, uite, ți aduce dragostea pentru pești singuri. Dragostea apare pe internet, printre prieteni, dar vezi că trebuie să fie un grup așa mai mare de oameni, da? minim trei oameni nu știu, e un concert, e o zi de naștere, vezi și tu că se adună oamenii, că e un eveniment, te-ai dus acolo. Da? Singur cu cineva nu contează, ești acolo dacă vrei da, să, să cunoști pe cineva. De asemenea, pentru peștii care vă aflați într-o relație, uite, începeți să vă organizați mai bine viitorul relației, începeți să vedeți lucrurile mai clar, poate aveți niște discuții mai sincere cu partenerul, cine știe. Posibil și acest lucru. Ieșiți cu partenerul mai des în lume, într-un grup de oameni, într-o adunare, poate călătoriți undeva împreună cu partenerul, împreună cu niște persoane. Și e o perioadă bună, da? Banii pot veni, și eu, prin intermediul prietenilor, dar aici fiți atenți. Poate, nu știu, bani care vin de pe zona de online. Cei care aveți o firmă, adică firmă, ai, și tu un talent, da? Și pe lângă locul de muncă, mai practici ceva. Orice. Da, și uite acolo, îți mai pot veni bani, ca să zic așa. Da? Mă refer în sensul de firmă, că v-am mai zis, nu zic acum că aveți nu știu ce companie, Doamne ajută, eu nu zic, nu? Um, aveți un talent, da? Și pe lângă muncă, nu știu, faceți, nu știu, croșetați, vestuțe, da? Căciul, orice da și ca să fiți legal, da, trebuie să vă înființați ceva să dormiți liniștiți noaptea. Ei, dacă aveți o astfel de chestie, e ok, tot înainte, da, urmează trei săptămâni faine sau câftă Venus pe acolo. Uh, 8 de monede, asul de monede. Uite, apare o veste bună, ceva se clarifică, ceva începe să arate mult mai bine. Poate este o veste bună legată de muncă sau este o veste bună legată de un nou loc. E o veste bună legată de... O nouă persoană. Așa îmi cer scuze, dragi pești, am băut și niște apă uh, Apare ceva bun pe muncă pe un proiect. Asul de spate, ia uite doi ași. E, e, ce să facem? Doi ași. Noi începuturi noi persoane pe care le cunoști vești bune care apar. O victorie care apare aici și care, care e foarte frumoasă, e ca și cum ceva se rezolvă atât din punct de vedere practic, cât și din punct de vedere teoretic. Da? Ultima carte judecata, Ei, păi, hai, dragi pești, că deja e o zi foarte bună pentru voi, da judecata vine cu o rezolvare. Vine cu o discuție clarificatoare, stai cu cineva față în față și ai o discuție sinceră tot judecata. Poate să însemne și o veste pe care o așteptai de mult timp sau să iau o hotărâre aici la nivel înalt. Da, fii atent că hotărârea asta de ce zică să ia la nivel înalt, că e o decizie care se comunică și care are o influență asupra unui grup mai mare da de oameni. Dragilor, cam atât eu zic că e o zi foarte bună pentru pești luna de acolo să știți că vă ajută tare, tare mult, da, așa că folosiți-vă de ea. Cam acestea au fost previziunile pentru martie. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc din suflet că mi-a stat alături, vă mulțumesc pentru tot. Nu uh, N-am vrut să iasă filmarea așa lungă, chiar nu mi-am propus, dar asta e viața, am avut ce să zic. Uh, vă invit cu drag uh, și la previziunile pentru săptămâna asta, previziunile pentru luna februarie, partea de tarot, ca apare separat partea de astrologie. Uh, poate o să le împart, așa de acum. Dacă vi se pare ok, scrieți-mi în comentarii. Uh, dacă nu, pot să le fac la o altă, Dacă credeți-mă că e obositor, da, e obositor. De exemplu, filmarea asta zilnică, mă. Mă sac foarte mult de energie, e e foarte obositor, dar să stai în continuu între cele două și să faci analize în în, în paralel. Bun și nu de alta, dar văd că nu mai duc ce să fac Saturn acolo zice mai taie din ele mai reorganizează mai mai făle cumva, dar oricum le aveți pe amândouă nu zic nu, dar asta este. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc din suflet că sunteți alături și vă doresc să aveți parte de o zi de marți cât mai frumoasă și de un tranzit al lui Venus în Capricorn cât mai bun și cât mai organizatoric, să vă clarifice Venus acolo toate problemele, așa să fie.